Bărbatul era necăsătorit și locuia singur în localitatea Valaviilor din județul Sibiu. El a fost găsit întins pe podea fără suflare de fratele său și un vecin. M-am băgat în cască ni frate, nu, am avut îndrăzneala. Deci, așa, nu știați că e mort? Nu, n-am știut. Am mers așa la el, vizită. M-am dus la el, au zis oamenii că du-te și vezi ce cu el, poate e mort în casă și nu știe nimeni ce e acolo. Și când ați intrat? Și când am intrat, l-am văzut acolo, pălit la cap, cu sucitorul ăla de... Avea ceva rând, se vedea ceva? Da, la cap, așa. Lovituri? Sânge, da, a fost ceva. Vă apucați să vă spună ceva? Nu, nimic. Am prins de mâna de el să mici, dar nu m-a cedat nimic. Nu mai vorbi nimic. Era țapă, natură. Vecinii spun că bărbatul era frecvent vizitat de tineri și nu exclud ca aceștia să-l fi ucis. În plus, anul trecut el a avut un conflict cu un alt vecin. I-au dus la cineva de aici un căruț de lemne și s-a rugat de ăla să-i dea banii și ăla și-a chemat cumnață și o vin și ui aici în stradă, l-a lăsat jos. Știți pe cineva suspect care credea că un prieten de-a lui? Păi eu am avut mai mulți oameni care au adus aici cu o tinere de asta, la 17, 18 ani, 19 ani, care din Vels, de prin Medea, de peste tot locul au fost aduși aici, dar în ce problemă nu cunosc. Anchetatorii spun că moartea bărbatului a fost una extrem de violentă. Urme de violență la nivelul capului și în alte zone anatomice. Se pare că moartea este de natură violentă. Urmează să facem cercetări, să stabilim condițiile în care s-a produs. Procurorii au strâns mai multe probe de la fața locului și au deja un cerc de suspecți. Până acum nicio persoană nu a fost reținută.